Băi, eu am ajuns și avem test de mic și l-așteptăm și pe Alex să ajungă. M-am dormit repede o oră, cât am ajuns, 45 de minute am dormit. Vă salut, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou clip din seria noastră de podcast. Finally! Băi, o să am un moment în care o să par un pic nasol, dar se întâmplă. L-am adus pe om, chiar dacă e online treaba. Am reușit cumva să facem să-l aducem pe Alex Alvarez. N-aveți cum să nu știți, nu vi mai prezint. De obicei prezentam oamenii, știi, cu Insta, cu toate nebunile. Se întâmplă aici, e al vostru, jumătate de oră, sper eu, și o să vă răspund la toate întrebările. Voiam să te cert un pic și zic, băi, îi dau catul ăsta cu tot cu certul ăsta. Zic, te-ai lăsat un pic, nu te cert. Ia zi, zice, acum am lăsat Da, te-ai eu. lăsat un pic. Da, păi nu prea mai sunt pasionat de vlog. Am înțeles. Mamă, și cred că dacă ai făcut treaba asta, mă rog, bun, hai că discutăm pe parcurs și vedem ce iese. Spun primele întrebări pe care chiar le știu despre tine. Ok. Prima chestie, descrie-te într-un minut. Vreau să te aud pe tine, cum ai descrie tu, cum te descrie tu. Bă, aș zice că sunt matur pentru vârsta mea. Ce vârstă ai? 20. Ok, un ținainte. Mersi. Și în principiu cred că asta descrie destul de multe chestii. Gen, tu crezi despre tine că ești matur sau mai multă lume crede treaba asta? Și eu și mai multă lume îmi spune și Am înțeles. Deci da. maturitatea asta early e principala chestie la tine. Bun. Da. Ai 20. De unde ești de bloc? Da, București. București deloc. Ok. Zona nu contează că nu vrem să știe lumea unde stai. Da. Avem un subiect comun despre care vreau să vorbesc, că ăsta e subiectul principal. YouTube, ai făcut YouTube, faci YouTube, mai consider că mai faci, că nu mai faci, cum te simți, care e? Atâta timp cât postez ceva, oricând, chiar dacă n-ai o regularitate neapărat, da, ești YouTuber într-un fel, Deci știi? încă ești YouTuber. Teoretic, da, îți dai seama. Bun. Chiar dacă am un alt canal, chiar dacă pun muzică, chiar dacă ce fac eu. Ok. Cum și când te-ai apucat de YouTube? Trebuie să mă și uit dacă toți suntem, să nu-ți Ok. dau, chiar Vrei nu știu să-mi dai exact. direct data? Da, exact nu știu. Canalul l-am făcut în 2014, dar nu am postat de atunci. Așa. Și primul clip e acum 4 ani. Deci E 4 ani. un clip de gaming, da. 4 ani în care ai realizat Destule, cât să fiu, cât să-mi demonstrez că e ok, știi? destule, bă, din câte știu eu, ești la over 800, ce căcat, gen. Am aproape 1 milion, Păi 92, vezi, păi 18. vezi, păi vezi. Zicea, îl știi pe atenție cadmere? Normal, da, Ai e tare, văzut? stai. Zicea chestia, zicea omul, zicea, bă, dacă după 3 ani de zile nu reușești să faci 100 de mii și să faci niște clipuri acolo, să faci un fanbase, trebuie să te lași. Și după 4 ani vii cu aproape 1 milion și e super bine. Adică trebuie Da, să fii mândru. Dar și sunt, dai seama. aștepți butonul sincer, chiar dacă nu mai postezi. Da, păi o să vină, îți dai seama. Da, dar nu mă grăbesc să fac milioane, știi? Nu e asta focusul meu. Da, nici nu pușez. Că am văzut că gen, dacă... Nu. Îți dai seama că dacă aș vrea, l-aș face, probabil în câteva săptămâni, luni, poate. Ok, deci nu e Dar principal. nu, sub nicio formă nu mă grăbesc să fac asta. Bun, și acum... Aveam drive-ul ăsta de a face subscriber doar la început, atâta. Gen când eram super beginner, știi, și aveam sub 100 de mii, 200, O să te întreb de 4, treaba asta, că atunci multă lume mergeam vrea să tare. audă treaba asta. Care e percepția ta despre treaba asta? Despre YouTuber, vlogger, gamer, livestreamer? Cum, gen, Bă, cum vezi tu? hai să zic, mie lucrurile astea mi se par pur și simplu niște nume. Toți suntem, dacă ar fi să o iei logic, YouTuber, că toți postăm pe Da. aceeași platformă. Nu are sens să ne catalogăm gamer, nu știu ce. Poți să faci ce vrei tu până la urmă, atâta timp cât îți faci treaba bine, știi? Da, e și o Orice. diferență. Adică, ia să Adică vedem. față de vlogger, un live streamer e, nu știu, gen, la modul, cât muncește un vlogger pentru un clip și cât stă un live streamer sau, de exemplu, un om care se apucă cu vlog și un om care se apucă cu live streamer. Crești mult mai greu, părerea mea, ca live streamer. Păi da, Trebuie de eu m-am apucat ca gamer și toată mi-a lumea. mers puțin, adică am strâns vreo 20 de mii și după am Ok. dat-o pe vlog. Rapid.
Am pus ceva, a bubuit și am zis A, ok, ok, am hai că... înțeles. Mamă, eu urăsc treaba asta. Am realizat-o recent, că trebuie să mergi cu trend, orice e pe trend. Aia, da, Eu și nu, eu nu. de-aia nici nu trag tare pentru că nu mai îmi place Nu-ți să mai fac asta. place să urmărești trendul, da. Eu am aproape și eu, gen, aproape 3 ani, să zicem. Mai am, de fapt, până la 3 ani. 33 de mii. Doar că eu am făcut o prostie mare, mă. Gen, bine, lumea continuă să-mi zică. La ce te referi? Păi eu, în general, gen, m-am apucat cu gaming până la vreo 4.000 și apoi eu fac OMTV, știi? Fac un fel de... Bine, față de alți oameni care fac OMTV, mi-am dat seama de în ultimele 6 luni, un an, eu fac, creez un vibe, eu creez o atmosferă, cu muzică, cu OMTV, cu interacțiune, gen un show, să zicem, știi? Unii oameni intră pe oameni și dau oameni și vorbesc pe OMTV, că știi aplicația, bă, Da. e, și eu am avut pe la vreo 7.000 de subscriberi. Am avut un clip care mi-a făcut 150.000 din neant, din nimic. Nu știu, m-am culcat pur și simplu un live de 4 ore, a doua zi avea 150.000 de la 10.000 și mi-a adus 7.000 de subscriberi în prima zi. În a doua zi, încă 7.000. Și eu am zis, bă frate, nu vreau să mă știe lumea așa, știi? Eu în clipul ăla era și bahaos, că eu și înjur și căcat atunci când beam, gen aruncam cu băutură pe mine și am zis, bă, nu, asta e imaginea mea, nu vreau eu așa, bine, deci căcat trebuia să-mi văd treaba mea. Și zic, dacă reușesc, am reușit cu clipul ăsta, sigur reușesc cu altul. Încă n-am Păi reușit. aia e, Uite-mă, da, uite-mă că nu știu n-am de reușit. unde sare, nu știu de unde sare Nu știi niciodată. subiectul, nu știi cum se sucește lumea. Și asta am făcut gen la început. Ce joc te jucai fanatic? Ca gamer. Bă, nu știu, m-am jucat orice. Eu am început cu jocurile alea pe telefon, cu Ok. Clash, cu așa. Nu știu dacă știi că a Ba fost da, și un trend Clash. la un moment dat Ba în da, care ba au da, ba da. bubuit. Ei bine, eu cred că am fost al doilea sau primul YouTuber din România care a adus chestia asta și gen așa m-am lansat într-un fel, adică din punctul Ok. meu de vedere ca să vii pe o piață nouă, pentru că în momentul în care ai zero subscriber nu te știe nici dracu. Nu poți să faci ce se face deja pentru că nu se uită lumea la tine că sunt oameni care deja fac asta, trebuie să vii cu ceva nou. Și asta am făcut, am venit cu jocul ăsta la care eu eram destul de bun și îl jucam de câțiva ani și am zis bă, hai să încerc și aparent chiar am găsit super mult public pentru el, chiar Ok. dacă Făceai live-uri? predominant copii. Da, făceam și live-uri, exact. Și așa am început, știi? Adică am avut nevoie de o scânteie la început ca Da. să strângi un fanbase și Și ai prins după și poți tu să te peu apuci cumva. să... Și după Da, îți dai ai experimentat pe canal? seama. Ai băgat, nu? Și am experimentat, am făcut pe canalul meu, cred că am absolut orice se poate face. Absolut orice. Muzică, jocuri, tutoriale, absolut orice am făcut. Bă, Făceam da. ce simțeam, știi? Nu aveam... nu prea eram organizat. Și că observ cumva, gen, și tu te, cred că ai observat că vorbești așa un pic la trecut, adică nu te mai vezi, Păi nu mai sunt nu ăla, mai nu ești mai sunt ăla. ăla, Pe asta nu. vreau să te întreb acum, că eu, na, Nu, 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 nu e dacă același Alex cine Salvanzi? dă de clipurile mele de acum 2-3 ani, nu mai. Adică cine dă și de clipurile mele de acum un an, nu mai sunt ăla, adică... Da, uite, de exemplu, unde crezi tu că te-ai schimbat? Unde a fost clicul ăla? Momentul în care am început să iau muzica în serios. Mi-am dat seama că vlogul și muzica nu merg neapărat mână în mână și nu poți să le faci pe amândouă la fel. Adică planul de business trebuie să fie diferit. Am înțeles, Un am înțeles. artist trebuie să aibă o imagine diferită de un vlogger. Nu merg împreună, știi ce zic? Și vlogger și ok. Și da, adică n-am vrut să fiu vlogger cântăreț. Că adică am vrut să devin artist, punct. Păi Și și... atunci am zis să schimb chestii la mine. Și când a fost asta? Când ai avut declicul ăsta? Când ai scos prima ta piesă? Nu când am scos prima piesă. Nu zic, când ai scos prima piesă? Era gen, te întrebam. Prima piesă a fost Dragoste Înțeasă, acum aproape 3 ani. Ok, și ți-a gen... Ba, acum 3 ani, posta toată lumea, mă, frate. Mamă, deci ești mulțumit de piesa asta? Sincer. Cum sună, nu, dar sunt mulțumit de faptul că și-a atins scopul. Ok. Mereu găseai țeluri, gen, pui țeluri la clipul ăsta? Înainte făceam asta. Acum pun țeluri în ideea în care să mă și țin de treabă, știi? Că avem tendința să ne demoralizăm dacă vedem că nu merge, știi? Și dacă Clar. avem cel care e prea sus pentru realitate. Și Deci, acum nu prea mai impun. aha, cumva Că eu practic. te-ai,
M-am reinventat, am luat-o pe un drum nou, știi? Asta vreau să zic. Și mi-am făcut un canal nou pentru muzică unde să-mi pun muzica fără videoclipuri și pe canalul mare o să-mi pun muzica Și e cu ok video. acolo, gen? Canalul ăla crește? Da, e ușor, ușor. N-ai... Bine, acum am avut o perioadă, n-am mai putut să postez că producătorul are treabă și e la mare, dar în rest, da, crește, e ok. A, deci tu scoți piese, adică nu stai așa, gen, și lucrezi la una... No, ce, mă, eu cred că și acum am în calculator peste 100 de piese de lansate, dar nu le scot pe toate, dai seama. Bă, ești nebun. De ce nu credeam treaba? Adică știam, zic, bă, să vedea că oricum te-ai lăsat cumva în favoarea muzicii sau de favoarea, mă rog, cum o fi. Dar nu credeam că trăgi așa tare, credeam că ești lazy man, știi? No, stai acolo, lasă frate, cum să scot. Știi care e chestia? Ca artist, nu ai cum să scoți foarte mult, pentru că la un moment dat se duce inspirația și nu mai ai ce să oferi. Dacă dai totul dintr-o dată, crezi oamenii că se e limitată? Crezi că e limitată treaba asta? Da, 100%, 100%. N-ai treabă, mă? E muzică, e, nu e atât de ușor de făcut ca un... Adică vlogurile, da, ai că găsești subiecte păi, porce. Dacă stai mă, bro, că depinde și ce muzică. Tu vrei muzica aia doar să o simți tu, să fie trăită de tine, gen doar aia? Că, bă, da, păi da, cum, aia, cum, păi aia înseamnă că o vrei pe aia, nu vrei, iartă-mă, tank? Ca un nu, tank, păi vezi? Exact, aia, exact. La aia nu-ți fă, aia trebuie, bă frate, da, e iunie și nu știu cum o merge la ei, e altă lume, că eu nu sunt în lumea, dar bă, da, e iunie și trebuie să scoatem o piesă, bun, hai, ce cântăm? Dă-i cu tank, cu tank, sunt ca un tank și iese sus în, sau, mă rog, alea am dat două exemple. Alea sunt piese făcute special. Marketing, să cumva. Aia, adică, piesele nu sunt făcute din povești de viață ale niște, dar unor oameni neapărat. Deci tu vrei să scrii neapărat tu. Scrii tu toate piesele? Da. Da. Ok, ok. Și care e cea mai tare piesă a ta? Tot timpul e ultima. Că ultima sună tot timpul cel mai bine. Am înțeles. Se simte evoluția, știi? Și tot timpul îmi place ultima cel mai mult. Care acum e una pe care nu am în calculator, dar când i-am trimis-o... Adică o am în calculator, dar nu e mixată și nu e pe YouTube. Okay. Dar când i-am trimis-o producătorului, mi-a zis că de unde ai furat refrenul ăsta, că sună genial. Și i-am zis, n-am furat nimic, bro, sună foarte bine. Tu. Nu știu, n-am habar de unde. Da, l-am scris eu, asta e fan. Și sună chiar foarte, foarte bine, de-abia aștept să o scot. Okay. Am o piesă pe care o scot, nu știu dacă îl cunoști pe... Bine, de fapt, nu, că nu dau nume încă. Bă, dacă e vorba de Watcher, am văzut că lucrai cu el la un moment dat. Nu. Ok, bun. E tot rapper, e tot consacrat, dar e mai cunoscut decât Watcher și o să fie blat. Piesa e deja gata, trebuie să-i filmăm clip doar. Mie mi-a plăcut cum ai zis-o gen așa, știi? E vorba de Danuzică, dar... Nu, stai, dar ai făcut așa gen. Nu zic că, dar e unul care e mai ca ăla și mai ca ăla și după aia mai pus să ghicesc așa și mă gândeam, știi, inside acolo. Ca să așa niște detalii, da, să se gândească. Bă, ce să zic, baftă cu asta, doar că mi se pare aproape imposibil să reușești cu muzica în România. Orice e imposibil. Orice e imposibil? Orice e imposibil, depinde cum privești. Orice poate să ți se pare imposibil. Am înțeles. Bun. Deci acum... Ăsta, dacă stai să te gândești, nu ți se pare imposibil să faci și tu 1 milion de abonați? Uite, așa gândeam și eu acum câțiva ani. Da, nu neapărat mi se pare imposibil. Știi care e faza? Eu am o impresie bună despre mine. Eu știu că ceea ce fac bine. Dar nu m-am definit încă și doi la mână eu sunt foarte greu de găsit, frate. Cu asta m-am confruntat și eu, dar o să vezi și majoritatea oamenilor. O să reușești, o să o da, faci. N-am treabă. Știi care e chestia? Eu de-aia am și luat toată perioada asta de pauză pentru că am avut nevoie să găsesc lucrurile astea și concentrându-mă doar asupra vizualizărilor și să fiu acolo în lupta aia pentru numere, să fiu relevant, nu poți să te găsești, n-ai timp eu să nu ai, am stai fost. Să... Uite, vrei să zic o chestie ce m-a tulburat pe mine în ultimul timp? Deci eu am făcut în perioada martie-iunie 89 de subscriber, frate, în 3 luni de zile. Da, și eu cred că am făcut. Acum fac cam 1000 pe lună. Ascultă-mă, 86 de subscriberi în 3 luni de zile, cu live-uri gen 2-3 pe săptămână minim, mai postam așa clipuri. Și am zis așa, bă, stai un pic. Bă, fac YouTube, dă-l în gura măsii, hai să dau un pic de research, știi? Hai cu algoritmul, ce înseamnă, mă? Bine, ce am înțeles eu din el acolo? Gata, mă, postez, mă, bă, îmi fac program de postat, știi? Bine, toate că postam căcaturi, practic, știi? Am zis așa, intru în algoritm. Bă, băiatule, am postat 3 săptămâni de zile,
Am făcut 9 abonați. Da. Ideile mele, ascultă-mă, ideile mele, PGDD, care l-am zis eu primul gând de dimineața, am zis, bă, când mă trezesc dimineața, mă duc, mă spăl pe ochi, îmi bag cafeaua în bot, dau drumul la cameră și filmez, văd ce vor oamenii să vorbim. Bun, n-a mers. Am făcut, gen, făceam live-urile mele, scoteam momente din live-uri, n-a mers. Am postat luni reacția Abi, am postat marți un clip de pe Omega și miercuri reacție Imogen și am făcut 251 de subscriber în 3 zile, m-am mâncat și gurat. Și în 3 luni faci 86 de subscriber. Bă, cum te simți? Pă bune. Vrei să zic cât? Eu ți-am zis, acum în momentul ăsta fac cam 1000 pe lună. 2000 de subscriber. Vrei să zic cât am făcut cel mai mult? Într-o lună? Aha, ca să înțelegi gen cum ar fi frustrată din perspectiva mea. Stai așa puțin, că este o bubă de la mine. Cel mai mult am făcut, cred că 80.000 într-o lună. Dar ce ai făcut, mâncați ești de... Bă, bine mă, stai mă, că tu ai fost și în garda veche până la urmă. Faci parte din garda veche. Da. Faci, erați câțiva acolo. Nu chiar garda aia cu Shelly, cu aia, după vreo 2, un an, după vreo 2 ani după ce s-a apucat Shelly, cam așa. Păi da, bine, și în primul an ce impact a avut Shelly? Zero. Mamă, și bă, eu îl respect super mult pe omul ăsta, mă crezi? Da, și... Bă, deci 90% din oamenii pe care îi cunosc eu, bă, gamea și... How, bau, nu știu ce, că ăla, ce face? Bă, băiatule, e mind, bă, și mie l-am văzut și cum vorbește, mă, sincer. N-ai, gen, omul, e business și a înțeles treaba asta că e business pentru el și da. Apare și el după 7-8 ani de muncă și-și ia o mașină, nu știu ce, și l-a făcut ea de tot căcatul. Bă, lasă-o morții de treabă, că n-ai cum. Bun. Păi da. Bun, și cum a fost? Cum s-a produs boom-ul ăsta al tău? Am înțeles cum funcționează algoritmul și ce prinde. Uite, cum o să, băi, ăsta e cel mai, gen, cel mai ciudat răspuns. Cum să zice, ba, îi zice unul care se chinuie cu algoritmul, zice, ba, am înțeles algoritmul, mă, băi. Asta e treaba, trebuie să lucrezi în funcție de algoritm. Bă, adică... eu mi-am dat seama că algoritmul e trendul, mă, dă-l în gura, mă, zi. Da, algoritmul e trendul, trebuie să faci ce bine, și acum... Nu poți să faci ce vrei tu. Păi și, hai să luăm trendul. Să creezi tu un trend, știi? Să creezi tu ceva pe care să-l copieze lumea și să-l facă mai departe. Pentru că aici ține și de, mă rog, educația populației, ce prinde în țara în care te afli. Păi asta voiam să zic acum. Ce prinde ca în străinătate, ce prinde. Adică e diferit, trebuie să te raportezi la România foarte mult oricum. Și la România eu nu prea mă mai raportez când vine vorba de vlogging. Adică eu chiar nu mai urmăresc vlogging sau nimic YouTuber român sau ceva. Cred că doar când mai postează și el din când în când, mai uit. Și la atenție cad mere din când în când, pentru că pur și simplu nu mai am ce să urmăresc. Nu... Eu aveam o bluclă, un trio. Entertainmentul românesc, din punctul meu de vedere, e destul de slab. Deci, e... why not Popa, uite-l, înoată cheluță! Bă, băiatele, și el, vezi că și el e aici? Da, îl cunoști pe Dorian. Zice lumea... Adică tot ce zice lumea despre ei nu e adevărat. Păi, păreri, frate, știi cum zici? Așa se numește. Păi da. Bun, bă, stai așa, că te-am mai prins cu o chestie. Ai zis că ai avut-o acolo, dar stai că ai mai avut niște ajutoare în plus. Ai avut-o pe Dia, cât timp? Bă, când m-am combinat eu cu Dia, avea cu 200.000 sau 300.000 sub mine. Păi nu, stai un pic. Nu mă refer doar la chestia asta. Crezi că nu ți-a făcut tu, de exemplu, când au format E5 Gang-ul așa, a avut explozia aia, că a avut o explozie. A, ba da, am... Ai fost și tu acolo? Fost și eu acolo teoretic, da. N-am făcut parte din explozie în ideea în care am profitat. Dar erai site cumva, gen, eram acolo, știi? Da, pentru că, na. Niște părticele sărau și... Mergeam, mai apăream pe un vloguri, mai făceam vloguri cu ei, mai... Bă, cum... Bine, dacă nu te deranjează, cum... Care... Cum ți-a venit? Cum v-ați cunoscut voi? Pe net. Pe net, pe bune? Da, eram eu pe un live, mă jucam Counter, cred, și mi-a dat mesaj și am vorbit. Ai mă, na, uite ce frumos. Da. Și sunteți încă împreună? Păi locuim împreună, ne-am mutat singuri. Am înțeles. Și cum e singur la 20? E super fresh. E super fresh, de ce? Că poți să mergi și dezbrăcat în casă, da. Fac e, asta, laga. Asta, liniștit. E ideea în sine că... Ai mei sunt și genul de părinți care sunt super protectivi și aha, tot timpul țin gen nu mai fuma, nu mai bea, nu mai petrece. Da. Se depășează, chiar dacă ai 20 de ani și știi că nu trebuie să-i asculți că na, ești matur și așa,
te stresează. Am înțeles. Ai avut probleme vreodată cu faima, gen cu asta, cu chestia asta? Adică gen momente în care ai zis, bă, să-mi bag, dacă nu, te era mai bine să nu... Bă, de ce nu pot să fac chestia aia? Adică probleme cu public. Uite cum a fost faza cu Imogen, dacă și de la Buzău. S-a dus și l-a luat pe sus, frate. Adică omul s-a dus, s-a pus un story. Da, am văzut. În sensul ăla în care să mă asalteze public. Nu să te asalteze, dar să ai momente în care să zici, bă, coaie, nu, lăsați-mă că sunt om, știi eu. A, îți dai seama. Îți dai seama că am avut și eu. Eu nu sunt un extrovert convins, știi? Adică îmi place să am, îmi place să am liniștea și singurătatea mea câteodată. Câteodată? Dar da, îți și place până la urmă? Da, da, da. Dacă se poate să o ai cum vrei tu, e cel mai bine, so, nu, cred că nu ne-am dorit, mă rog, bun. Ne-am dorit să o putem controla și a zis, bă, uite, astăzi vreau să fiu așa și așa să fie, cum vreau eu astăzi. Astăzi n-am chef de oameni sau de copii sau de orice. Altă chestie, da. Iar cum te simți, adică care e părerea ta, opinia ta legată de treaba asta, că majoritatea publicului sunt puștani, sunt copii, în na, sensul adevărat al cuvântului, nu sunt la 16-17 toți, majoritatea nu, eu, fii atent, eu înțeleg treaba asta și mi se pare super normală, e un lucru firesc, pentru că copiii au cel mai mult timp liber, dar pe mine... Ce m-ar deranja în toată ecuația asta e faptul că sunt foarte, foarte mulți copii needucați. Foarte mulți. Și aici nu e vina lor, cât e vina părinților. E clar. Noi ca YouTuber nu avem nu avem interes, nu avem nu trebuie să îi educăm noi. Nu ăsta e scopul nostru. Noi facem divertisment. În momentul, dar în momentul în care copiii ăștia nu sunt educați, în momentul în care tu înțelegi lucrul ăsta și vrei să-i educi sau să încerci cel puțin să le transmiți câteva chestii ok, nu sunt interesați. Tocmai pentru că n-au primit o educație de acasă ca să fie interesați să se educe ei în continuare. Tip shit, bro. Tip shit. Tip shit, dar true shit în același bă, timp. Bă, păi asta are legătură cu mai multe chestii. De exemplu, știi că a fost la un moment dat o presiune foarte mare în zona asta online cu bă, aveți și voi grijă ce faceți, că uite... îi învățați pe ăștia mici și na, știi că a fost treaba aia? Da, mie mi se, da, știu că na, a fost cel mai mare scandal, cred că. Păi da. Și acum vii tu și zici, bă, stai că nu trebuie să vă educăm noi plozi, mă. Da, nu, că și Shelly cred că a zis asta, că nu e datoria. Păi da, și a zis-o și Shelly și după aia s-a ajuns la colo, ai văzut colo? Da, în schimb, colo, din punctul meu de vedere, a făcut o mare prostie și nu ar trebui să existe YouTuber care să facă așa ceva cu platformă. Pentru că, cum ai zis și tu, sunt prea mulți copii. Păi da, nu poți, vezi? Nu poți să-ți controlezi publicul, poți doar să-ți controlezi ce scoți pe gură, atât. Nu poți să-l controlezi? Nu, nu poți să știi cine se uită la tine, n-ai de unde să știi. A, cine se uită la tine, corect, da, n-ai de unde să știi treaba asta, da. La tine ești un copil care, nu știu, are probleme psihice și e predispus să omoare oameni pe stradă. N-ai de unde să știi lucrul ăsta, că nu-i cunoști. Eu am o astfel de persoană. De-aia singurul. Nu, pe bune. Vorbesc la modul cel mai serios. Am o fetiță, nu o să-i dau numele, să știe toată comunitatea, toată lumea care mă cunoaște știe de ea. Bă, băiatule, deci se îndrăgostește la 3 secunde. Dar se îndrăgostește tată cu 15 conturi de alea de Instagram care îți dă mesaj și te ia și pe Discord, te ia pe orice live, te găsește, te ia acolo, ești nebun. Și se îndrăgostește și a prostit-o un nesimțit, că n-am cum să zic altfel. Că să fie gagica lui, el la vreo 20 de ani, e 17 și are, săraca, are probleme, frate. Chiar are probleme, știi? Mă rog, înțelegi tu, mai pali așa. Și a dat poze, i-a cerut poze cu ea, frate, goală. Și a dat poze cu ea goală, pentru că fata n-are, nu cred că are discernământ. Și el ce s-a apucat? A intrat și le-a dat pe Discord. Ce se întâmplă, vezi? Exact aceeași, bine, cu toate că eu ți-am zis, eu am susținut de prima oară că îl înțeleg pe colo cumva, știi, că am și eu momente pe live când simt că îmi pierd audiența din mână. Gândești că omul e cu 8 ani mai bătrân decât mine, ar trebui să fie mai matur decât mine. Nu să spun eu lucrurile astea, ci el să le gândească, știi? Adică da, omul nu are 9 ani, nu poți să-l scuzi, știi? Omul are 28 cu aia, nu? Poți, la nu poți să-l scuzi, dar au apărut scuzele, părere? Ce? Au apărut scuzele, părere? Despre scuze? Dar nu cred că sunt relevante. Dar eu cred adică... că nici nu trebuia să facă clipul ăla. Ai văzut cum s-a...
Și cel mai bun argument din punctul meu de vedere e fix faptul că el nu și-a cerut scuze în momentul în care a postat, el și-a cerut scuze în momentul în care s-a luat lumea de el. Asta înseamnă că nu sunt scuze, sincer. Pentru că dacă el chiar îl durea și i se părea nașpa ce a făcut, își cerea în momentul în care a făcut-o. Păi da, mă, dar totuși l-au și bubuit. La 20 de ani, știi? L-au bubuit? A dat în el? Orice fapte au consecințe. Consecințe bune sau consecințe rele? Îmi pare așa să-mi bat pula, mă, dacă nu zic direct. Bă, deci zic, ce să-i zic eu, mă? Zic, mamă, îl știu, băiatul ăsta, muzică, bam, bam, vlog, se cunoaște cu majoritatea. Bro, eu am vorbit despre el pe YouTube și omul s-a supărat, dar n-a înțeles faptul că eu chiar am încercat să iau apărarea și să... Am încercat să... Îl bat pe umăr ca un prieten, pentru că din punctul meu de vedere, un prieten nu vine să-ți ia apărarea într-o situație de genul ăsta. Un prieten vine să-ți zică, bă, ești bou, nu faci așa ceva, nu e ok să faci așa ceva. Aia trebuie să facă un prieten. Nu să vină să-ți zică, stai mă liniștit că e ok ce ai făcut. A, deci tu te-ai certat cumva cu el? S-a supărat pe tine? Nu m-am certat cu el, nu am vorbit cu el, doar că a postat și, bine, mi-a și comentat la tipul. Am înțeles. Bă, a luat și mult hate, mă, că a fost și, să-i zicem, cloud chaser cumva, nu? Nu crezi că a fost? Eu, da, bă, de-aia și intrat în situația aia. Mi se părea nasoale rău chestiile alea ale lui de comenta cu, la clipuri, cu reacții în curând, imediat, acum, închid, după aia, peste tot. Bă, pe unde-l vezi? Ai o chestie care doar, na, e penibilul lui, nu poți să te bagi. Omul, dacă e penibil, e penibil, nu e problema noastră. Care, uite, de exemplu, hai că am ieșit din sfera asta, stai să revenim așa ușor. Care a fost cel mai frumos anturaj al tău pe YouTube? Adică o mână de oameni sau un om cu care în special ți-a făcut, în afară de Dia, ți-a plăcut să punctul filmezi. Meu de vedere sunt bisericuțe, adică da. Sunt aia într-o parte. Pe nivele, nu? Și pe numere și pe, știi? Eu niciodată n-am, poate la început când eram mic și eram prost și eu și aveam chestia asta să nu stau cu youtuberi care erau mai mici ca mine, dar am realizat pe parcurs că mai mult mă interesează omul în sine, dacă e ok, dacă rezonez cu el, dacă avem aceleași gânduri, știi? Adică uite, de exemplu, în momentul ăsta nu mai rezonez cu un om ca și Colo. Tocmai de-aia am și făcut videoclipul ăla și nu aș, adică chiar dacă ar reveni și probabil când o să revină pe YouTube o să rupă pentru că a făcut parte dintr-un scandal atât de mare, nu o să mă mai dau pe lângă el sau să mă mai împrietenesc cu el, pentru că n-am ce să vorbesc cu un om de genul ăsta din perspectiva mea, știi? Adică pentru mine contează persoana. Uite, ia fi atent nu aici, zi-mi o părere. Zi-mi o părere. Uite, de ce crezi că oamenii ăștia mari ajung și odată așa? Eu mi-aș dori, probabil o să mă lovească rău de tot dacă cresc, oricum sigur cresc, dar când o să cresc o să mă lovească rău și nu prea vreau să devin un bulangiu de la Cocli. De ce crezi că oamenii ăștia mari acum nu dau șanse oamenilor mici? Adică de ce nu vorbesc cu ei? De ce nu? Știi care e chestia? Acum ți-o zic și sincer. Mulți oameni mici nu fac nimic, adică contentul e, cum vorbeam eu cu cineva, e fără esență, nu e un content doar ca să fie, să strângă vizualizări. Un om care face content de genul trebuie să vină, adică eu n-am, de ce aș vrea să promovez pe cineva care face, adică dacă dau de unul pe YouTube care are 20.000 de subscriberi și mi se pare că ce face este incredibil și că ar trebui să vadă toată lumea, da, îi dau share și poate mă prietenesc cu el, dar dacă e unul care face vloguri pe care le face toată lumea și le mai face și prost și mai și scoate toate căcaturile pe gură. De ce să... Adică... Da, am înțeles acum. Bine, există o săgeață acum? Există o săgeată și către subiectul anterior și aici, știi? Adică? Da. Adică, gen, o chestie de aici rezonează cu treaba cu Colo, dar ai zis-o tot tu. De ce? Pentru ce? De ce aș fi prieten cu cineva de genul ăsta? De ce? Știi? Că știi care e chestia? Un lucru pe care trebuie să-l înțeleagă toți youtuberii e faptul că YouTube-ul e portofoliul tău. Din vrei nu vrei, oamenii te cataloguează și te văd cum apari tu pe YouTube. Poate tu nu ești așa. Poate că tu ceea ce faci pe YouTube e doar un personaj, e divertisment, e un content. Nu ești tu neapărat. Dar oamenii așa te văd. Trebuie să înțeleagă, toți youtuberii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Eu am înțeles foarte târziu, să știi. Și mi-aș fi dorit să înțeleg mai devreme. Trebuie să înțeleagă toată lumea că așa cum apari, așa ești văzut. Oamenii nu știu cum ești tu de fapt. Mamă, să-mi bag pula și ce în capul meu acum. Te gândești că eu am scris pe burtă Jegosul Supremă?
Mi-am tatuat pe port. Nu crezi? Ce ai, măi? Ba da, măi, bă, ce, uite-te, mă. Ce, mă, ești nebun, am... Și acum mi-ai dat-o pe asta, gen... Bă, oamenii, știi că percepția oamenilor e exact cum ești tu, cum te văd pe tine acolo, adică nu te știu. Adică nu, ei n-au habar dacă da, pe tine te duce capul, dacă știi ei ce văd. Adică Vlad Alexandrescu mi se pare un exemplu perfect. Este cel mai perfect exemplu. Nu, omul, for real, el nu e așa pe YouTube, el nu e realitate cum e pe YouTube. Bă, for real, nu glumesc. Dar... cum să le iei în serios cum vezi ce faci pe YouTube, pentru că te gândești la prima vedere că o avea probleme la cap sau ceva, știi? Bă, băiatule, ce părere ai? Nu, ce părere, adică am și, m-a sunat toată, am mai vrut după să facem vloguri, dar n-am mai vrut să fac. Am apărut toată într-un vlog de lui, pe FaceTime m-a sunat și i-am zis că bine, n-am nicio treabă. Am înțeles. Bun, stai că mai am două întrebări, așa ca să nu le uiți, după aia putem să și încheiem, că n-am treabă. Bă, băia, stai mă, mai omoră cu Vlad, deci mai omoră. Eu m-am întrebat o chestie și s-a întâmplat, cred că jumate din comunitatea ta s-a întrebat treaba asta. De ce nu ai făcut parte din Five Gang? Pentru că nu... Adică... Ți s-a propus? Nu. Aia e, știi, nu mi s-a propus. E un grup creat de Shelly. Am înțeles. Și coordonează. Și a doua, ai avut și tu un grup? Sau ai fost parte dintr-un grup? Da, dar eu știu că tu l-ai avut. LA Gang? Da. Și ce n-a mers? Nu că n-a mers, gen... De ce nu e acum? Cum a fost, i-am adunat pe băieți, eu cu tovarășul meu, Elf, și cu o fată. Nici unul dintre ei nu era vlogger sau ceva, era zero, nimeni nu-i știa. Okay. Am făcut o piesă, piesa a ajuns unul pe trending și în momentul ăsta are cel mai cunoscut clip al meu, pare 10 milioane de vizualizări. Okay. Dar după am început eu să tratez muzica serios. Aha. Și n-am mai vrut să continui cu genul ăla. Bă, înseamnă că ți-ai dat repede seama. Înseamnă că ți-ai dat repede seama. Da, cam acum... Și cu oamenii ce se întâmplă acum? Elf, tovarășul meu, se ocupă de foarte multe clipuri. E editor? El e regizor, da. Și e și acum, a scos WhatsApp o piesă cu Jador, nu știu dacă ai văzut-o în trending. E bine, e filmată de el și editată de el, pentru că el cu asta se ocupă și chiar îi merge bine și mă bucur pentru el. Și fata cu care lucram la început, pur și simplu n-a vrut să continue pe drumul ăsta. A vrut să, adică i-a învățat super bine la școală și am înțeles că vrea să devină avocat sau ceva și să facă studii în străinătate și n-avea deloc timp de zona asta. Și după aia am schimbat fata cu Lorena, care e și ea o youtuberiță, și pur și simplu n-am mai continuat. Dar ea acum, din Lorena, fata asta, cred că mai mult se ocupă de TikTok acum. Am înțeles. Faci, ai TikTok? Adică, da, dar nu prea mai fac. Nu-ți plac, ok. Bun. Părere despre YouTuber, dăm niște păreri. Adică. Dai? Îți dau nume și îmi dai păreri? Da, normal. Mikey H. Ok. E ok. Okay. Adică îmi place. Contentul de acum, din ultimul timp, chiar îmi place. Mi se pare super. Vrei să discutăm un minut despre treaba asta? Am o idee. Zi. Ai observat că începe să fie un trend în România să faci YouTube, să creezi o chestie cum a avut el doza de H. Să crești la un milion jumate, mă rog, nu contează o sumă, să fii consacrat și apoi să încerci să schimbi complet macazul și să încerci să faci un self-branding. Știi cumva cum a schimbat el numele canalului? Asta am făcut și eu. Când m-am apucat, dar eu și când m-am apucat nu plănuiam să fac ceea ce făceam pe veci. Plănuiam să-mi creez un fanbase, să am un public și după să fac ceea ce o să-mi doresc să fac. Am înțeles. Ok, bun. Frații Munteanu. Ok, nu îi urmăresc sau ceva, dar okay. Shelly. E de departe clar cel mai bun YouTuber din România. De departe clar? Ok. Da. Max Infinit? Nu mai urmăresc. Urmăream când eram mic și mă uitam și eu la gaming, dar... Urmăream când eram... Am înțeles, deci... E un gamer care face content pentru copii. Asta e cea mai bună. Clar. Preferatul meu,
Satana. E super amuzant, unul la mână. Bă, da? Poți să explici logic fenomenul ăsta, mă? Dar și faptul că, bă, să știi că omul e super deștept cu aia, că oamenii nu știu cum îl percep sau... Dar omul pe lângă, toată Caterinca aia proastă pe care o face, e extraordinar de deștept. Adică te-ai întâlnit cu el? Ai fost cu el, gen? Ai vorbit cu el? Am fost, nu mă cunosc cu el sau ceva, dar am fost la el, a avut un concert în București și am fost, am plătit bilet și am mers la concert. Ți-a plăcut? Îți place Bazooka? Înainte știam albumul trecut pe care l-au scos. Știu câteva piese doar, nu mai știu am așa. Înțeles, nu am înțeles. Muzică românească asculți? Da. Ce da asculți? Dacă vrei să zici. Nani e preferatul meu. Trepăreal acum, gen? Da, Nane trepăr versus Nane rapper, cum e? E, nu se compară, e mult mai ok ca trepăr. Știi care e chestia? Nane și-a păstrat esența. Tot ce a făcut a fost să schimbe sound-ul. El i-a datat la vremurile noastre. Nu mai sună ca pe vremea aia, dar el tot același e, tot același mesaj are. Am înțeles. Dar să știi că nu prea. Mai ascult Ian Șasteca. Adică NA, eu nu sunt genul ascult care să... Eu nu sunt genul care să fiu gen, bă, n-ascult aia sau nu-mi și plac alea. Și ascult sau... toate, da. Eu ascult orice, dacă îmi place bine, dacă nu era bine. N-am nicio treabă. Nu. N-ascult NA? Nimeni. Nimeni altul? Nu, n-am ascultat niciodată, sincer. De ce? Mamă, trebuie să încerci, mă. Când eram mic, nu l-am prins, cred. Și niciodată nu cred că am fost... Adică nu prea am ascultat din zona aia de rap spre social, spre probleme. Nu prea am cochetat cu zona aia de rap. Niște sfaturi pentru ăștia mici care se apucă de YouTube acum. Adică stai, ca să-ți dau, adică eu când eram mic ascultam Paraziții, gen, știi? Oh. Adică eram în total altă sferă, n-aveam treabă cu rap-ul ăsta. Zi sfaturi pentru ăștia mici care se apucă. Păi cum am zis, bă, e cel mai important să știi câteva chestii pe care trebuie să le realizezi. Cu cât le realizezi de mai de mic, e mai bine decât să le simți pe pielea ta când o să crești. Unul la mână, toată lumea, cum arăți, cum apari, așa te știe lumea. Doi la mână, e foarte greu, după ce ai apărut într-un fel, să schimbi percepția oamenilor asupra ta. M-am luptat cu asta enorm și încă o fac. Și trei, e foarte important să faci ce-ți place. Pentru că știi care e chestia? Există două tipuri de youtuberi. Aia care rezistă puțin și aia care sunt pe termen lung. Aia pe termen lung... Păi câștigă întotdeauna, clar. Poftim? Eu zic că aia pe termen lung câștigă întotdeauna, cumva. Logic. Dar câteodată ai tendința, din cauza faptului că un plan pe termen lung nu merge atât de bine în momentul ăsta. Adică eu, de exemplu, ce fac acum cu muzica, eu planez pe termen lung. De-aia nici n-am numerele care să mă... Asta vreau să zic la un moment dat, am uitat, ești foarte chill așa, te doare. Adică ești la modul, bă, știi, m-am apucat de muzică, mă, da, bă, n-am numerele alea, dar ești așa foarte chill, ești, bă, o pentru să vină. Exact, o să vină, știi, nu trebuie să fii grăbit. Pentru că din graba, pentru că din graba aia de a strânge numerele, ajungi să faci ce a făcut Colo, știi? El tocmai de-aia a ajuns să facă, pentru că era disperat să rămână relevant. Când ajungi în disperarea aia, pentru că, acum să fiu sincer, nu e deloc ușor să rămâi relevant mult timp. Pentru că trebuie să urmărești trendurile aia de căcat zilnic, să vezi ce face fiecare, să vezi ce mai prinde până în România, să vezi să... O iei cu capul la un moment dat. Și de-aia, din perspectiva asta, eu l-am înțeles. Am fost acolo. Dar nu e bine să fii disperat, pentru că ajungi să faci lucruri pe care o să le regreți, cum a ajuns el. Adică mi se pare că foarte mulți ar trebui să ia, adică e o lecție ce a făcut Colo. Nu trebuie să ajungă și alții în postura lui, pentru că a ajuns el. Ar trebui să învățăm toți din ceea ce a pățit el. Crezi că a vrut cineva să fie dat de drept exemplu? Să-l dea pe el drept exemplu, să creeze un precedent cumva? 100%. 100%. Dar și nu știu dacă ai văzut, a vorbit și Mikey cu... Am văzut ceva cu clip de la Google România și cam asta ziceau, că
trebuie să dăm un exemplu, pentru că dacă lumea nu o să fie speriată sau cel puțin nu o să cunoască regulile, normal că o să se mai întâmple. Au luat ăștia, eu nu știam treaba asta, au luat ăștia ceva, how about? Adică penalități direct de la Google sau tot la România, că s-a întâmplat în România și asta? A, nu i-au făcut nimic pe, nu știu, pe platform. Nu știu ce, dacă i-au făcut ceva canalului, dar oricum a vrut să fie, a fost dat exemplu și de autorități, adică nu doar de ăia de la Google. M-am înțeles. Băi, și autoritățile l-au luat tocmai pe el pentru că au vrut să-l dea exemplu. Că dacă nu sărea toată lumea pe el și așa, probabil nu-l mai lua nimeni. Mai ai timp de gaming? Din păcate da, dar trebuie să nu mă mai joc atât. Ce te joci? Ce te joci? Valorant, League of Legends, am terminat Witcher acum câteva zile. A, te joci jocuri cu poveste? Witcher, da, l-am terminat, ți-am zis. A, păi de asta, că te-am auzit de Witcher. Eu am unit în TFT, bine, și LOL, dar mă crizez foarte tare. Am jucat TFT prea mult, crede-mă. Am jucat absolut orice, cred că. Am nebunit în TFT și CSGO acum, Challenge Demon. Eu și acum cred că sunt platină pe TFT. Am înțeles, păi s-a resetat sezonul. Bine, am ajuns și eu Gold 1, dar după aia am scăzut acum. Ai fixat, m-am jucat pe canal de gaming. Ah, da, crezi că e ok să ai două canale? Am avut, dar bă, e cel mai bine. Eu cred că e cel mai bine așa, dar eu nu pot să mă țin de prea multe canale, e foarte greu. De exemplu, eu am canalul meu pe care fac live divertisment și postez despre oameni și bă. E bine pentru că ești organizat. Oamenii când se abonează la tine, se abonează pentru că au dat ei de ceva la un moment dat. Dacă tu peste un timp le oferi altceva, să nu te aștepți la numere la fel ca la ce a prins în trecut, știi? N-ai cum, pentru că nu pentru aia s-au abonat oamenii. Băi, și cum mă simt acum, mă? Zici că am avut așa, aveam un prieten care avea niște stări induse de el câteodată. Bă, băiatul, și avea o vorbă celebră între noi. Mi-a bubuit creierul, mă. Știi momentul ăla în care îți bubuie creierul, în care simți că ai acumulat ceva? Că e un moment. Da. Da, da, fii atent că tu acumulezi o chestie, acumulezi niște informații și dai un achievement pentru tine, că pentru mine treaba asta, că am vorbit cu tine acum, poate ți se pare ciudată cum mie, mi se pare ciudată când mi-o zic alți copii cu 10 follow-uri, gen, și vin și îmi dau mesaje și nu pot să cred că mi-ai răspuns. Treaba asta ce am făcut eu cu tine acum, gen, la fel e și pentru mine, e un achievement. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Deci eu când ți-am dat mesajul ăla, eu eram așa, gen. Da. Bă, l-am dat. Mi-am făcut partea de treabă. Bă, măcar l-ai dat, știi? Da. Doamne, și că multă lume, multă lume își pune frâna asta, știi? No, bă, nu. Nu e bine. E bine că nu știi de unde răsare. Bă, să știi că, uite, pe lângă tine mi-a răspuns în aceea zi și Watcher și am fost foarte bucuros. E un om super Watcher. Eu cu el am început, el m-a știu. Băgat în muzică. Băi, și fii atent că nu vreau să par de căcat. Da, hai că tot am făcut ending-uri de 6 minute, ești nemul. Nu, să știi că nu sunt pe, nu am treabă acum. Ok. Ai avut un dis, mă, mâncați și gura ta. Bă, deci eu mergeam în mașină, mă mai duc pe la țară, pe la Buzău, pe la unde dracu mă duc. Și băgam disul ăla, mă, știi? Nevastă mea gen e mai mult pe soție, da, dacă stau deja cu de trei ani cu ea în casă, mai nevastă direct. Bă, băiatule, cum a fost, mă? Care e ideea? Cum ți-a ieșit chestia aia că it sounds so fucking good. M-a ajutat Watcher. M-a ajutat să găsesc în mine ceva ce nu știam că există. Bă, băiatul, repetent... Ai nevoie de oameni în jurul tău care să vadă în tine mai mult decât poți să vezi tu câteodată. Pentru că multă lume mi-a spus că el mi-a scris, că el mi-a făcut, că el nu știu ce. Nu. Dacă eu nu dădeam și nu scriam și nu eram eu acolo să fac tot ce s-a întâmplat, nu se mai întâmpla. Că nu putea el să vină să cânte în locul meu. Important e să ai oameni în jurul tău care să vadă mai mult decât poți să vezi tu în anumite momente. Pentru că câteodată nu știi ce zici. Deci tu ai scos versurile alea? O să fiu sincer, cam 70%. Deci eu nu pot să... Bine, a fost un mindfuck pentru mine. A fost... Bine, win clar. Că ce-a dat win, ce-a dat disqualify el, știi cumva. Da. N-am să-mi bag pula. Bă, e bine că... Am apucat aia cred că a fost perioada mea de glorie. Da, pula mea, de la ce v-ați luat numai voi știți, cu tot la fel cu... Nici eu nu știu, stai, nu știu. Ai fost și tu acolo în distracuri, că se dădeau forță?
Eu atunci am scos Dragoste înțeleasă, gen, eu am vrut să fiu diferit și am scos piesă, știi, n-am scos dis. Care ai zis și că a prins. Aia a fost prima și aia a bubuit, da. Am înțeles. Ai văzut? Gândirea de a încerca să fii diferit e foarte importantă. Păi da, dar nu mereu. Nu poți mereu, dar măcar să-ți aduci aportul, știi, să aduci ceva al tău. Întrebări de la voi n-am mai luat pentru că a avut dreptate el. Haideți să vă zic un insight. I-am zis la un moment dat, zic, bă, postăm, zic, uite, eu mai pun ca să te întrebe oamenii. Și el mi-a zis, bă, poți să postezi, dar o să primești numai porcării. Și, da, și nici nu știu dacă sunt întrebări cumva astea, așa mai mult. Da, știu. Bă, da. Eu știu de pe vremea când făceam Q&A-uri, gen, ziceam, lăsați-mi și mie întrebări pentru un Q&A, bă, trebuia să stau o oră să găsesc și eu câteva întrebări pentru un Q&A. Deci sunt 60% dintre ele care au cuvântul Dia în ele. Da, ce mai face Dia? Când o să o ceară pe Dia? Când o să apară Alval Junior? Din alea, da. Da, de când se cunoaște cu Dia? O să mai facă clipuri cu Dia? Și toate întrebările sunt la fel și am zis, bă... Întrebări de la copii, mă, n-ai cum să nu îi judec. Da, mă, dar mă și doare, mă, că nu, parcă nu... Bă, dacă s-ar putea autoeduca, ha, mă, că n-ar fi greu. Dacă s-ar putea, dar știi care e chestia? Eu am realizat, adică eu m-am autoeducat, dar am avut și parte de educație foarte bună de la părinți ca să pot să realizez că trebuie să mă autoeduc în continuare. Adică din păcate, părinții sunt totul. E mult prea important să ai părinți buni și sunt foarte puțini părinții ăștia buni în România. Pe mine mama m-a bătut la cap 50 de mamă, la rând, în cap, nu mai, bă, ce faci, mă? Stai, bine, te bă, stai, bă, cu minte, bă, și nu mai să școală și m-am enervat și am luat o rază. Bine, m-a și ajutat că m-am mutat singur. Da. E a șaptea oară doar când am prelungit Ending Boys. Adică nu, e doar a șaptea oară că le-am numărat eu. Când ne-am luat de la una la alta, bă, am zis eu ceva, bă, azi el ceva. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, Boys, acolo la Jegosu Suprem și la Alex Alvarez AB. L-am reținut bine? Yes. Dar de la AB vine pentru abonați? Nu, vine de la numele meu real. Ah. Dar de ce ți se zicea Alviță? Alex, dar nu mă cheamă Alvarez. Alviță sau cum ți se zicea? De pula, mi s-a zis. Alvi, pula, toate felurile, nu știu. Dar nu ți-a plăcut niciuna dintre ele? Alvi. Nu am avut niciodată vreo treabă. Poate să-mi zică lumea cum vrea. Cum vreți, băieți. E un băiat super, băi. Doar că, na, acum trebuie să așteptați că dacă sunteți urmăritor de-a lui Alex, trebuie să înțelegeți că băiatul trebuie să aștepte ca să scoată ceva, nu? Nu te grăbești. Da. Nu-l grăbiți. Încă un lucru pe care aș vrea să spun așa, că tot e foarte important și tocmai de aia și durează atâta tot ceea ce fac, pentru că lucrez cu mai mulți oameni și e foarte, foarte importantă munca în echipă. Am realizat-o tot așa târziu și e tot un sfat pentru youtuberi mici sau pentru toată lumea. E foarte important să știi să lucrezi în echipă și să nu crezi că poți să faci absolut totul singur, pentru că nu poți. Am înțeles. Sfaturi, boys. Deși eu ți-am zis bine, mă, la început, veteran. Vă pupăm, boys. Vă pupăm, așa am fost noi, să știți. Ne auzim la următorul episod.